Dați mai încet, cel care vorbește acolo. Bună dimineața, dragi reprezentanți ai presii și dragi concetățeni. Noi, echipa Pro Moldova, am declarat că vom boicota această parte a ședinței când prim-ministru urmează să prezinte asumarea de răspundere. Motivele boicotării și de săptămâna trecută, dar și de astăzi, a acestei părți a ședinței, a asumării de răspundere, este legată de faptul că astfel de legi, cum e legea bugetului și toate măsurile sociale, noi am fi vrut să fie discutate în Parlament și dezbătute și nu există niciun motiv ca guvernul să vină cu o asumare de răspundere pe aceste acte normative. Noi, echipa Promoldova, pe parcursul ultimelor două luni, am venit cu mai multe inițiative legislative și propuneri, inclusiv cu identificarea resurselor financiare, proiecte de legi care presupuneau mai multe elemente sociale și economice. Noi am propus majorarea salariului dublu pentru personalul medical și am găsit bani de unde să fie luați banii pentru majorarea salariului. Noi am venit cu propuneri privind asumarea unor cheltuieli suplimentare legate de familiile cu mai mulți copii. Noi am venit cu propunerea ca să existe pensie anticipată sau să existe posibilitatea ca cei care au pierdut locurile de muncă să poată să iasă la pensie anticipată, dacă mai au un an sau doi ani până la pensie. Noi am venit cu propuneri de amnistiere a amenzilor și sancțiunilor. Noi am venit cu propuneri pentru mediul de afaceri. Toate aceste propuneri am fi vrut ca să fie examinate aici în plenul Parlamentului și să fie dezbătute și să fie aprobate. Iată de ce. Noi suntem de acord cu ceilalți colegi din opoziția parlamentară că nu există niciun motiv pentru asumarea răspunderii și că aceste proiecte de legi pe care le prezint acum prim-ministru ar fi putut intra în proceduri obișnuite, să fie discutate, examinate. Noi, deputații Pro-Moldova sau cei din alte partide de opoziție parlamentară, să facem propuneri și ulterior să fie aprobate. Cu regret, majoritatea parlamentară și guvernarea au decis să meargă altfel, să ne impună aceste proiecte de legi. Multe din ele sunt electorale, deoarece beneficiile pentru cetățeni vor apărea chiar în pragul alegerilor prezidențiale și, ba mai mult ca atât, probabil mai ascund și alte elemente de care noi am fi vrut să le discutăm. Iată de ce noi, deputații de Pro-Moldova, astăzi boicotăm această parte a ședinței plenare. Nu suntem prezenți în sală la prezentarea asumării de prim-ministru. Și noi astăzi vom reveni în sala plenului imediat ce prim-ministru își încheie discursul pentru a examina alte subiecte pe ordinea de zi, mai ales că pe ordinea de zi se află și moțiunea simplă pe domeniul sănătății pe care noi am depus-o și care, siguranță, o vom dezbate, o vom examina și o vom susține. Acestea sunt motivele de ce nu suntem acum în sală. Și sunt motivele de ce considerăm că asumarea de răspundere nu ar trebui să fie examinată în plenul Parlamentului și de ce am boicotat astăzi sau am boicotat săptămâna trecută asumarea de răspundere. Vă mulțumim foarte mult. Dacă aveți întrebări, cu mare plăcere vă răspundem la ele. Nu, noi nu am vorbit cu dumnealui. Sigur că vom discuta colegial atunci când vom reveni în sala plenului. Am văzut că și-a schimbat locul și stă alături de alți colegi în alt sector. Am văzut și postarea dumnealui făcută acum câteva clipe pe pagina sa de Facebook. Dumnealui spune că toate deciziile pe care le-a luat până în prezent au fost decizii asumate și că este derutat și că își va continua eventual activitatea sa legislativă. Noi, ca și cu alți colegi din Parlament, vom discuta, bineînțeles, vom avea ocazie și vom discuta ca să înțelegem ce s-a întâmplat perioada unei săptămâni cât a dispărut din vizorul public și, în general, toată această plecare misterioasă și tot ceea ce s-a întâmplat în ziua de 1 iulie. Ce s-a întâmplat cu cererea din anul în care am înțeles că părăsește fracțiunea de SRM și
Vom întreba și noi, vom întreba și Secretariatul Parlamentului și vom întreba și pe domnul Gațcan, deoarece noi considerăm că acea cerere care a fost depusă de renunțare la mandat a fost făcută sub presiune, de aceea este bine să aflăm și noi mai multe răspunsuri la întrebarea în privința soarta cererii. Dacă și domnul Oleinic a părăsit sala, înseamnă că în sală sunt 50 de deputați și nu există quorum. Vom verifica. Dacă există 51 de deputați, atunci, bineînțeles, este quorum și asumarea de răspundere este prezentată de prim-ministru. E o chestiune care urmează să fie examinată și investigată cât sunt în sală și dacă este sau nu este quorum. Pe baza acestei asumări de răspundere vom examina dacă merită să facem moțiune de cenzură sau nu. Cel mai probabil nu, deoarece sunt și măsuri sociale pe care noi am fi vrut să le discutăm și să le completăm, să fie mai bune pentru cetățeni, dar întotdeauna ne rezervăm dreptul să depunem o altă moțiune de cenzură care nu este legată de asumarea de răspundere. Șeful statului se ocupă cu vânzarea și cumpărarea și are comerțul în cap și are doar bani, culioace, pungi și multe altele. Pe agenda noastră a Promoldova sunt subiectele doar legate de agenda cetățenilor. Și asta și am făcut-o din luna februarie, de când a apărut grupul parlamentar Promoldova. În rest sunt doar insinuări, sunt doar calomnii. Sigur că putem să ne tragem de piept politic vorbind prin declarații, dar noi deja nu-l mai luăm în seamă, deoarece noi vom depune toate eforturile ca acest președinte, nepreședinte și o lecuțică de toate să nu mai fie președinte și să plece cât mai repede. Dumnealui s-a țărdit la cap, de-aia e mai complicat să comentăm aberațiile dumnealui. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult. Noi vom reveni în sala plenului unde vom dezbate subiectele și, bineînțeles, vom dezbate și moțiunea simplă a noastră. Libertate lui Gățcan. Da. Mulțumim mult, la revedere.